Salutare și bine v-am regăsit la un nou challenge foarte, foarte interesant astăzi, pentru că o să facem un schimb de case cu un alt YouTuber timp de 24 de ore. Practic, eu o să trebuiască să mă duc în casa lui și să stau acolo să-mi fac rutina mea zi de zi, iar el o să trebuiască să vină la mine în casă și să își facă el rutina zi de zi, chiar aici, timp de 24 de ore. Așa că am și o magie pentru voi, apăsați butonul de like și la 20.000 de like-uri o să facem următorul episod. Așa că noi o să facem astăzi un schimb de case cu Radu Chirilă. Dar înainte de toate, urmăriți-mă pe Instagram, Florin Hriscu, aveți link-ul în descriere pentru că am o mare, mare surpriză acolo. Hai să-i dăm bătaie! Perfect! Am ajuns acasă la Radu, aici stă el și hai să intrăm! Bă, de asta o lăsat ușa încuiată, mă! Păi și unde e cheia acum? Ok, trebuie să-l sun că altfel nu găsesc cheia. Băi, m-auzi? Dar unde-i pus cheia? Aoleu, nu ți-am lăsat cheia. Fii atent, cheia e sub preș acolo, în fața ușii. Adică preșul ia cheia și acolo. Vezi că o găsesc, bine? Ah, ok, ok. Hai, spun la treabă. Hai, mersi. Pa. Și-a venit Moș Crăciun. Ok, dragilor, acum am ajuns la Florentin acasă. Mi-a lăsat cheia mie, eu nu i-am lăsat-o lui, dar aia e. Bun, haideți să intrăm în casă și ne facem de cap, pentru că avem 24 de ore de stat aici și trebuie să... Aude, stai, că nu... 9 secunde. Sunt descălțăm, sunt cu prietena mea aici la cameră, cu Adriana, așa că... Mamă, ce mare e aici, frate! Wow. Bun, hai să urmă. Ok, eu acum am ajuns acasă la Radu și sunt când împreună cu Andrei, un prieten de-al meu, ca să nu stau singur. Ia să vedem unde îmi pun și eu geaca asta, pe aici, pantofii. Aici? Ok. Bă, dar asta afară curățenie aici, nebunul. Bă, ăsta e fantom în casă, închid aia și des. Bă, aici e mult mai mare decât la mine. Ia, e gălăgie mare acolo sus. Bă, dar ideea e că e... Iau cu ăștia, pentru că alții n-am găsit și e fricul la picioare, pentru că e gresie. Ia uite! Unicorne! Ia uite, mă, ce unicorne are Florentin aici! Bun, hai să mergem! Prima oară, facem un tur al casei, așa, frumos! Uuuu! Avem pat, avem laptop! Ia să vedem! Ia să vedem, mă! A, ce mi-am tras una! Inaugurăm, ia uite-mă ce cameră. Mamă, cum ar merge să fac vlogurile aici. Am 24 de ore, bag un vlog aici imediat. Aoleu, câte butoane am, practic ale mele. Dacă stau să iau așa, practic ale mele, 24 de ore. Eu uite, am 3 butoane, mă. Mamă, ce bine mă simt. 3 butoane și uite, și fac și sport aici, în fața butoanelor. Prima oară îmi verific YouTube-ul. Vedeți câte chestii, mamă, mia, și e aici pe laptop. Intrăm pe YouTube și... îi ștergem canalul de YouTube. Hashtag pe bune o să fie ale mele. Și scaune, gata. Mamă, dar cred că o să treacă repede perioada asta, 24 de ore, pentru că dacă mă pun aici, cu siguranță până diseară nici nu văd cum, numai mă uit pe geam și din instant s-a făcut întuneric afară. Mai întâi ia să văd un, trebuie să și să mă duc până la baie și apoi să... Mă pregăteam, aoleu, buton de la gaming, bă, ce-ai făcut, am 4 butoane, nu așa. Asta e perioada la lui Nini. Să folosesc sau să nu folosesc, mai bine nu. Ok, doar mă spăl. Ok. Bingo! Asta e bun prosoponul, nu e de pe picioare sau ceva. Ok. Bă, dar ce are? Oh, intimitate. O să facem baie mai încolo, dar acum vreau să mă schimb. Opa! Ok, cred că o să-mi fac un nou și cu o brânză topită și gata. Oricum, dacă greșesc ceva, iubita mea aici în spate, o să mă ajute să fac ouăle cum trebuie. Să fie gătite, bă, dar am nevoie de ulei, bă, aoleu, popcorn. Unde găsesc ulei? Stai așa să... Ah, gata, mă, iau-te ulei. Am găsit ulei și treaba e bună. Am primit butonul de la YouTube, mă! Ce tare! E cu cuie, ceva de genul. Asta e butonul de 10 milioane de abonați. Asta e, nu, e cel nou de 100 de milioane de abonați. Că știi că PewDiePie s-a apropiat de 100 de milioane și asta o să-l primească. Dar Radu l-a primit înainte. Acum e a nostru, pentru că suntem la casa noastră. Dar unde dorm de seară?
Mama, am dat drumul, sunt profesionist. Apăs cu unicornul, frumos. Pa! Mamă, ce unicorn de treabă. L-am piperat, l-am condimentat, l-am... Mamă, deci, cred că o să fie criminal, asta hai să văd. Mă, că fie! Mamă, ce e aici? Și eu care credeam că o să stau sus. Eu cred că o să mă răzgândesc și cred că o să stau pe aici. Aoleu, păi ce avem noi aici? Ne foame, trebuie să ne pregătim ceva de mâncare. Aici îmi trebuie farfurie. Cât e bună. Una. Îmi plac cerealele. Uite, cerealele, unele dintre cerealele mele preferate. Ok. Mai bine punem asta. Și luăm un bol. Hai vedem dacă are lapte. Dacă are congelat un frigiderul. Nu este frigiderul. Bă, dar unde e frigiderul? Nu vedeam. Mamă, ce sunt astea că n-am văzut în viață? Ia uite. Cremă de ciocolată. Bă, eu cred că o să fie nasol în seara asta. Mai are puțin, îmi pare rău, Radu. Îți consum laptele. Ce să fac? Yummy! Hai să nu punem pe tot, ca să nu... Cred că totuși o să mă uit la un film. Până mi-au un televizor din ăsta de, cu diagonala de 45 sau 50 cât o fi. Wow! Băi, ce ai făcut? Eu zic să încerci și tu, pune de acolo pe aia. Deci, serios acum. Mamă, cum... și stai aici. Păi acolo e cinema, mă, ce să... Cum să nu ai așa ceva în frigider? Zacusca! Bă, dar câte borcane are? Două! Are 6 borcane, zacusca. Dacă vrei să cumpărea zacusca, luați-vă de la Radu. Bă, are sarmale, știi? Să fac sarmale? Nu știu, nu? Bun, bă, acum trebuie să fac și o baie, pentru că e bine să te speli în fiecare zi, spălați-vă, oameni buni, că așa e bine. O să închid geamul ăla, pentru că să nu vină frigul și vreau totuși să nu răcesc sau ceva în genul ăsta. O să fac baie și după aia, deci nu mă gândesc numai la calculatorul ăla, deci serios. Afară din baie și o să revin eu, te anunț când ies. Mulțumesc frumos! Da, așa. Mamă, ce bine e, ia uite. Ok, am terminat de mâncat. Acum o să merg până la baie și deja oricum aproape deja e pe terminate. O să trebuiască să dormim, ne schimbăm, facem baie. Acum hai la baie. Căutăm pijamale acum. Bă, dar ce elegant le are pe aici. Nici eu n-am așa elegant. Pijamale. Uite un tricou. Și pantalon scurt. Ok, am nevoie și până la baie, mă schimb, iar apoi ne revedem imediat după. Revin! Am ieșit la o plimbare prin oră. Floare albastră. Băie! Băie nebune! Ce-a fost în capul meu deja s-a obosit? Stai! Stop! Mamă, cred că am alergat 30 secunde și nu mai pot. Aleluia! Mamă, știi ce duș cald are ăsta? Oh, are cartofi acolo. Avem mâncare, deci nu o să murim de foame. Aborați-vă la Radu Chirilă! Nu știu ce are la canal, la televizor, pe aici. Eu vreau Disney Channel, nu are? Mă culc acum și ne vedem mâine dimineață, abia aștept să dorm. Mamă, dar patul ăsta e mult mai confortabil decât al meu, vă zic sincer. Mă, ce așa moale? Super, cred că o să am un somn superb în seara asta. Și ce să zic, ne vedem mâine dimineață. Sper să nu dorm până la 12. Da, o să mă trezească Florentin, dacă e că probabil o să vină cât de repede acasă. Bun, ne vedem mâine dimineață, noapte bună! Hai, vii! E cam tare, saltea asta. Vreau la baie și mi-e foame. Și am ajuns acasă, să vedem ce face Radu acum.
că Alma și așa zilatele sus. Sper măcar să fie avut grijă de ele. Bă, Rad, unde ești? M-auzi? Da! Ce faci mă aici? O, oh, dar te răsfezi, nebunule! Dacă stau într-o casă așa mare, sunt trăiți din plin momentul. A, dar v-ați răspătat, dar ce faci, ești singur? Nu, Adrian e sus la baie. Ce zici și mie, ce ai făcut? Bă, deci, sincer, au fost prea puțin 24 de ore, hai să mai facem încă 24 de ore. Deci, m-am uitat la televizor, ăsta m-a luat somnul instant, după aia am dormit, am vrut să profit și eu de calculatorul tău, de... Hai, stai aici, am alergat un pic, obosit, ce să... Dar tu ce ai făcut? Spune-mi acolo, că aici văd că am avut activități, dar tu la mine e mai mic. Cum te-ai simțit? A fost, cred că, o senzație așa de claustrofobie la mine. No, băi, mișto, e foarte cald. Mi-e cald la tine decât la mine. Da? Mult mai cald, da, e foarte cald. Patul puțin cam tare. Da, cam tare patul. Cred că am sesizat și eu asta, că da, am dormit. Da, și-am găsit acusc, la greu la tine. E post facultate, știi? Ah, da, corect. Deci a fost o experiență chiar mișto. Da, o să mai facem, așa că lăsați în comentarii dacă vreți să facem chiar încă o dată partea a doua, a treia și tot așa mai departe. Abonați-vă la Radu Chirilă, aveți canalul lui în descriere să ajungă la 100.000 de abonați. Așa că eu sper că v-a plăcut, nu uitați să vă urmăriți pe Instagram, Chirilă Radu cu 2 de U, Florentin Hriscu. Și aveți totul în descriere. Așa că vreau să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari dansatori. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Și sper să nu fi spart vreo ceva prin casă. Dar cred că și eu am spart la tine. Salutare! Ok, și acum trebuie să plec acasă. Da, ieși acasă. Ieși afară. Hai, care? Hai, ți-ai făcut de cap, ieși afară. Hai, măcar lasă-mi să mai... Hai, ieși afară odată. Ieși afară. Bă, ieși afară. Ieși mă odată afară. Hai. Pa. Asta a fost. Salutare! Gata. Yeah!